Bună ziua! Deci, ședința de astăzi, ordinară, așa convocată de primarul Comunei Mănăstirea Cașin, are de pe dispoziție 196, după ce pe primul rând este aici dispune. Se convoacă și locală Comunei Mănăstirea Cașin, ședința ordinară în data de 2 iulie 2016, pe Consiliul Local Mănăstirea Cașin, sau online, prin aplicația Zoom, următoarea ordine de zi. Acum, online ăsta rămâne discutat de domnul Vici, pentru că ședințele ori sunt publice, ori sunt online. Nu merge jumătate așa și jumătate așa. După citiți dumneavoastră și în codul administrativ și în regulament de organizare pe și local. Asta este. Acum, vă vreau să le-aș scrie și aici. Nu, eu am citit că ședințele extraordinare, ședințele online se convoacă în situații extraordinare, când sunt calamități naturale, când sunt pandemii și așa mai departe, și nu se poate întâlni consilieri. În condițiile de astăzi, toată lumea poate să fie prezentă. Cazuri extraordinare, nu știu dacă poate să fie așa, de care le invocați dumneavoastră, dar măcar nu le veți scrie aici. În sfârșit. Cazurile extraordinare sunt dacă locul nu este la serviciu, sunt la serviciu. Dar extraordinare, nu dacă este la serviciu, acolo la serviciu trebuie să fie învoit pentru ședință. Așa scrie în regulament. Deci este învoit și contat pentru cele două ori, trei când vin la ședință. Da, asta nu este ordinar. Nu înțeleg tot sfatul ăsta. Nu, nu. Auzi, asta nu contează, mă. Patronul trebuie să se leagă, dacă nu. Dar legea nu spune așa. Dar din punctul ăla de vedere, doamne, v-am spus că în lege este prevăzut. Pe 9 iunie am avut ședință cu secretarii generali din județ în care ne-au spus, deci o să vedeți acum, în dispoziții să scrim exact pe ce platformă online are loc online. Deci am și spus, acum? Nu școala acum, este... După ceva actual acum? Este direct în codul administrativ, nu face specificare clară că e pentru ședințele când era în pandemie sau... Modificați regulamentul. Dar am avut o problemă din iunie. Nu știu cine a făcut sezizare în iunie la domnul Vice și domnul Vice a cerut regulamentul și s-a uitat. Și eu aduc codul administrativ și vă arăt că nu știu expres. Și eu m-am uitat astăzi în codul administrativ și regulamentul organizare și spune că ședințele online de organizare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin. Și spune că ședințele online se țin în cazuri extraordinare, când sunt calamități naturale, pandemii și așa mai departe. Aduceți să și citiți, doamne, aduceți să le acolo, dacă vreți da. Să fi contrebat. La diverse, niciun vorbiți, vă rog, nu, dar nu, președinte de ședință nu, aveți da. Obligația să aveți un limbaj decent. Da, un limbaj destul decent, bun. Vă că spune de 10 ori. Bine, hai să zicem, la punctul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor la 10 compania Rompres Servicii S.A. conform raportului expertului cooptat de către Altis Macro, de către UAT-urile membri pentru contractul de concesiuni pentru delegarea gestorii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6-5-2015, proiectul hotărâri privind aprobarea cu titlul gratuit la 10 metri cubi de lemn de foc pentru mănăstirea nașterii Maicii Domnului Comuna Mănăstirea Cașin. Cred că ar fi vechi astăzi, nu? Da. Așa. Proiectul hotărâri privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 2013 privind aprobarea realizării a 14 contracte de participare de lotul la local. Și la punctul 4, diverse. Spune-mă. Mai sunt și alte puncte, dacă la ordine de zi, completat? Da? Aveți dumneavoastră un punct? Da, e cu modificarea programului de la zilele cu lumii de produs. Odată știți că a fost aprobată anexa cu zilele programului lumii. Avem modificarea orei și modificarea zilei de sâmbătă. Pe programul de sâmbătă, nu? Da. Deci avem noi cele trei puncte plus al patrulea. Mai avem un punct la ordinea zi? Aveți diverse. Diverse. Vorbim de diverse. Să știți că anul trecut a avut un incendiu la această familie Măhălău.
și vrea același lucru pentru noi. Avem cererea dumneavoastră aici, avem raportul de la Insul, dar totul nu mai știe. De Măcălău. De Măcălău, Viorel, că el a făcut casa. Da, deci sunt cei cinci puncte de ordine zi. Cine este pentru? Acum, punctul 1. Care este un pic ferminte, să zicem așa, dacă vă aduceți aminte, noi am respins la DIS prețurile, din păcate, așa cum era și de văzut că celelalte comune au acceptat prețurile și celelalte localități care aparțin la Salutare. Noi am fost printre puținii care am refuzat asta. Dacă o făceau toți front comun, probabil că n-ar fi trecut. Așa că am primit că a trecut la raportul final propunerile de modificare au trecut. Așa că trebuie să aprobăm și noi, vrând nevrând, prin Consiliul Local, noile tarife și, totodată, semnarea actului adițional numărul 5 și actului adițional numărul 6, ca prezent al hotărârii. Deșeurile reziduale vor fi 456,16 lei pe tonă, deșeurile reciclabile 703,46 lei pe tonă, deșeurile biodegradabile 1683,24 lei pe tonă, deșeurile în activități de reamenajare și reabilitare 127,06 lei pe tonă. Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase, deșeuri periculoase din deșeuri menajere, 1060 de lei pe tonă. Se aprobă încheierea actului adițional numărul 6 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare conform anexei 2 și se împuternicește primarul să semneze cele două acte adiționale. Rând de rând, va trebui să le ia și nouă cineva cu noi din comun. Să scrie cineva la comun. Eu vreau să fac prima dată. Dar noi doar punctul respectiv cu gunoi. Scrierea bună, da? Da. Și roșu, da? Mai cineva? Hai de unde pe pentru străzile secundare, o mașină de gunoi are și-o puțin dublu. Cât este prevăzut de acel plan străzile secundare, de 3 tone jumate. O mașină de gunoi are 10-15 tone. Goal. Așa. Ei ar putea să vină cu mașini mai mici, să facă după străzile secundare cu altă mașină, dar atâta timp când a ridicat prețurile, noi de ce i-am dat vizii să meargă cu mașini care trebuie să-și cunoaște pe străzile secundare? Nu. Deci nu există o cale de... Atent. În roșu. La deșeuri reciclabile, vorbim de PERE. Prețul a spus că e 730 de lei, da? Da. Dumneavoastră mai colectați peturile din comună, nu dumneavoastră, serviciul. Deci vă dați seama că avem o cheltuială odată noi, că strângem noi, iar ei, prețul ăsta e numai că câte le-au plasit. Și cum se face? Nu pot să face. Nu pot să face. Dar tot plătim. Pe asta mă, asta. Tocmai asta vorbim. Tocmai asta vreau să vorbim. Nenumărate adrese la Adis Bacău, prin care le-am dovedit că Mănăstirea este capabil de a colecta în așa fel încât mașina lor să meargă pe la fiecare poartă. Da, 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 ne-au amețit că ne aduc cubele galbene. Da, 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 le-am văzut. Știți de când vă spun de cubelele alea galbene? Când ne-au spus până la decembrie, până la... Da? Așa. Acum ne promit Marea Cusarea la noul contract pe care vor să-l încheie, vă aduceți aminte, colectează, ridică și plătește cât colectat se ridică. Mă îndoiesc inclusiv de acest mod de a plăti. Din păcate, suntem cu toții la mâna în restul. Nu. Mai aveți ceva? Nu, mulțumesc. Altcineva mai vrea să mai completezi ceva? Dacă nu vreau să zic ceva. Deci noi am avut genul ăsta pentru Romvest, pentru care n-am fost de acord cu tarifele astea mărite. Da. Și la momentul ăla se discuta, plătim cât arunci.
deci sunt ca sex, plătească omul exact cât își scoate și cât aruncă, acum a venit cu alte prețuri mai mari, pentru că e plin proiectul ăsta de hotărâri, de adrese, de la artist, de la romplex, iar de coloare, procese verbale și așa mai departe, ca fraierii să vină să plătească. Drept pentru care eu propun să anulăm din nou. Eu unul nu plătesc. Aceasta. Eu mi-am spus și un cuvânt. Deci chiar am participat la multe întâlniri cu reprezentanții ADIS. Într-adevăr, se dorește implementarea acestui principiu plătești cât arunci. Pentru aceasta, ei au promis, dar au promis de vreo 2 ani de zile atunci că promisiunea este mai certă de a dota toate ATM-urile cu și noul contract utilizatorul ăsta, de servicii are obligația de a veni cu auto speciale în noi, din care există acea posibilitate de a cântări pubela individual, deci fiecare pubelă, noi, cei care o ducem, vom primi pubele cu cipate. Așa se spune, deci contractul expiră în 2024. A dat scris? Deci contractul, care este în vigoare, expiră în 2024, în februarie. În noul contract sunt stipulate clauze, deci prestatorul trebuie să vină cu auto speciale moderne, care să existe posibilitatea de a se citi acel chip de pe bubelă, și atunci, într-adevăr, vom plăti când se va aplica principiul plătești cât arunci. Și atunci nu ar fi posibilitatea să și o casezi ei? Să nu mai le plăcare? Teoretic așa ar trebui. Deci noi suntem în această capcană, și nu doar în Căsirea Cașinii. Sunt mai multe OAT-uri în această capcană, din care noi le facem un serviciu gratuit celor de la Rotăță. Noi cum lucrăm cu bani. Cam așa este. Într-adevăr, nu este. Nu a fost împotriva acelor case. Dar nu au fost. Nu au fost din tot ADIS-ul. Majoritatea au fost pentru. Și noi trebuie să ne supunem ca membrii ADIS-ului majorității. Că votăm împotrivă, că nu, aceleași tarife. Noi facturile le primim. Facturile le primim la aceste tarife. Sau cel mult, nu vor mai veni, dacă nu semnăm contractul, nu vor mai veni să ridiceți. Da. Vedem cu cine ne face serviciu. Stăm cu noi la poartă cât? Hai să ne uităm la București. Au încercat să se ridice. Este un șantaj. Diferența de preț care se mărește, cât ar veni la fiecare cetățean? Deocamdată nu discutăm de cetățeni. E vorba de care e diferența de preț. Vom vedea ce o face. Deocamdată noi avem niște tarife aprobate. Vedem ce prețuri vin, facturile noi vom deconta și vedem ce diferență. Dar ce-i prima oară? Noi ne-am închis odată primăria cu localitatea. Diferența aceea din nou crește când? Suportată de primărie. Dar nu a fost așa, ani de zile. Păi, nu știu dacă e normal. Păi, normal? E sigur că nu e normal. Dar, din păcate, n-avem ce face. Deci vă aduceți aminte că an de-a rândul vă aduceam la cunoștință diferența care era nevoită primăria să o pună. Pentru că niciodată ne închideam cât plătesc localnicii și cât veneau facturile. Cu cât ați făcut să mărim? Doamne. Raportat cu cine? Aveam la un moment dat diferențele. La multe ieși 100%. Dar am discutat atunci în ședință care e majorarea la care noi ne-am oprit. Nu am la momentul ăsta cât aveam înainte și cât avem acum. Da. Terminat? Doar că da. Dar pentru deșeurile regenerabile, nu găsim un alt prestator să ne le ia măcar degeaba. Noi tot ne sortăm, ne ajutăm măcar să le ia degeaba, să nu mai plătim. Totuși am înțeles că se adună reciclabil, dar se adună reciclabil, tocmai și noi am crezut că în momentul în care vom reuși să strângem, pentru că acest reciclabil, de fapt, rompesul îl vinde, iar nouă ni se întoarce niște bani.
prea puțin în comparație cu ceea ce avem noi de plătit ca și comună. Și nu putem să reducem veriga la ungres? Mergem direct cu ei? N-ai cum să le vinzi tu. Ar însemna... În principiu, pentru că noi aveam o mașină de guvern, care puteam să-l compactăm și să-l... N-avem serviciu. Deci nu poți să-ți faci oricum. Ia să vedeți, dar cine ne dă nouă? Cine ne aprobă? Pentru regenerare? Maestrul ceremonii nu! Ați bine!
Cine este pe ajutor? Potrivit ceva, ține timpul. Punctul 3, proiectul de legere privind modificarea și completarea hotărârii locale, numărul 2013, prin aprobarea rezilierea 14 contracte de concesiuni. Da. Ele sunt reziliate în 2013. În 2013 sunt reziliate. S-a mai pus o anexă în spate privind suprafețe, locurile. Poți să vedeți în anexă, nu era numărul de loc. Și nu au putut fi reziliate de la ce și noi să intrăm acum în legalitate. S-a mai trecut anexa respectivă cu S5, fiecare cum avea o da. Asta-i spuneam eu. Și rămasă... Ca să le putem rezilia de la UCP. Ca par toți vechii proprietari. Din păcate, proprietarii ăștia i-am văzut și eu i-am citit, nu cred că este niciunul din mănăstire, nu știu cum i-a căutat domnul Beloi cu lumânarea, e la Constanța, e la Brăila, așa, și toți sunt din alte localități. Dar dacă nu mai doresc băieți să ducea rinde... Având în vedere că s-a făcut cadastrarea, domnul Bogdan Melu, care ne-a făcut lotizarea pe scutarul, când s-a dus acum să ne registreze, aceste loturi nu apăreau rezliate, conform hotărârii 13, din cauza că nu avea exact denumirea lotului. Ești 5, 4, ești da. Cum era. Era numai pe persoană, data trecută. Deci, uitați mai și cum... Da. Ei, acum... S-a introdus pe urmă cu... Și cu suma restantă și total... S-a văzut că am lăsat la modificat nimic. Nu, nici nu mai sunt. Nu sunt reziliate de 2013. Corect, da. La OCPI se apară că... Da. Cine este de acolo? Pentru? Pentru ce v-ați seama? Să închidă... Vorbesc că fac pe ei, ăla. A fost și eu cuvântul, nu s-a uitat, dar n-am văzut, n-am văzut, dar puteți să zici ceva, n-am văzut, despre ce vorbim? Ești mă abțin și vreau. Nu zi, mă, despre ce vorbim? Ce vrei să spui? Nu țin. Atâtea abținut? Nu. Asta a făcut, am văzut. Pentru că nu ții ședința lui, nu știu că a făcut. Legat de proces verbal, deci proces verbal în
sfârșitul mai parte era, asta e data ce văd nu s-a făcut. 24 mai, el a devenit pe mai, 12 și 24 mai care le-ați avut cu se. Și la ăla cu 24 s-a modificat domnul Moriscol, domnul Oprișa. Deci da. Eu merg pe scheletul. Da, uitați-vă. Da, știu, știu. Din greșeală l-ați trecut. Dar n-ați trecut, mi-am zis domnul că a fost aici, nu am spus. Da, da. Acum, după dacă știți, sunt ceva probleme, dacă nu trece la fost. Da? Eu dăm și aici este piatră, că se scrie bani, că trebuie ceva, și e. Urmează ca și astea la trecută să... Automat, e bucătit, v-am spus, chiar am spus să vă prind fiecare ce ați vorbit, să vedeți exact ceea ce s-a discutat. Poate mă face data, vă rămâne măcar citind fiecare ce ați discutat. Și... O să aveți că nu s-a auzit, vreau să vă spun că doamna Felicia chiar n-am auzit, domnul Reț a zis ceva, nu l-am auzit, am zis colțul ăla nu s-a auzit de... Sistemul procese. Nu, dar să vorbesc și-o cu pesatul și pe viitor, chiar da. Ca... Oricum, ce s-a făcut din nouă de zi, nu a fost... Nu a fost o dezbatere pe proiect, a fost o discuție liberă, a avut o ședință... Din de dată, nu putem să fie. Până la urmă, nu s-a... Nu, cum să zic, urgența care a fost delegată, nu prea să poate... Deci eu am făcut bune ca să vedem ce face. Pentru asta, am zis că m-a fost în locul ăsta. Nu m-am auzit de ședința, de care s-a discutat. Așa că l-am dat cuvântul și doamna Diana a reprezentat dumneavoastră și nu știu. A, deci un moment. Un moment, da, nu că m-am auzit. M-am zis eu că... Un moment, are să vă rugăm mare. Nu, în momentul cu care ai făcut peste asta, de multe ori nu s-au avut de ce se spune. Are copilul la copilul. Da. Ei, dar nu poate fi chiar atât de tare, doamna. Să trecem la diverse. Cine se scrie? Acum aici se scrie. Domnul Chelar, unul. Următorul, Rețea. Mariu Goru. Cine mi-a roșu. Să nu știu că nu nimic deschis, da? Hai. Domnul Chelar. Da. Nu sunt foarte multe de adus la... Legătură cu discuția mea cu domnul Blanar a fost nu vehement, nu știu, deci nu mă închipuiam că se va întâmpla așa ceva vreodată. Am încercat să întâlnesc, deci nu. Bun, următoarea fază ar fi cu zilele comune. Haideți să creăm o atmosferă frumoasă la zilele comune, dar să intervenim un pic și pe șansul, dacă se poate, până aici, când vine o grămadă de invitații frumoase, în partea rupeștilor, o grămadă de vădări, haideți, vă rog frumos un pic. Și sper să fie de bun augur aceasta. Am vă referit la țarnă. Am... Nu la țarnă, chiar în satul Lupești, foarte multe și nu sunt proprietari acolo. Sunt proprietari și sunt litigi. Eu le-am identificat locurile și sunt litigi, adică nu au unul proprietari ca să ne-ați trage la răspunde cum așa făcut. La un teren liber, dar la casă la liber. La teren liber, la teren nu liber, da. Nu sunt... Eu recunosc că... Trece la treaba vale și trebuie un sat foarte curat și îngrijit în fața porții. Da. Nu, asta nu știu, asta. E doar nici acolo, într-adevăr. Da, trebuie doar la terenurile, dacă ziceți dumneavoastră, sunt în... Sunt câteva. Dar în rest, sper să fie niște zile. N-au proprietari? N-au proprietari, dar sunt litigi. Știu sigur. Exact cum se întâmplă și la dispensar, unde tot litigiul a trebuit să pusim, dacă ați văzut. Tot mai am găsit. Asta e. Nu e foarte mult, dar să spun zilele comune, ar trebui, adică interveni, pentru că o să mai vină măsafii. Bănuiesc, o să revină și am început de astăzi. O voieră să continuăm și pește să fie de da. Sper să fie niște zile frumoase. Asta ne dorim. Și ne vedem. Da. Bine. Domnul Valenția? Asta vreau să spun și eu, că sunt un negustodrei, chiar începând deja de la sector, s-a dispensat până în ieșirile comune, unde deja nu s-a fost la porți, e urât foarte urât, părările pe gardă. Mai vorbim de țară, unde... Țarna s-a cosit odată, a plouat, a crescut iarba, iar acum înainte am lăsat o special. Nu ați cosit, eu am zis că la ora. Da, am lăsat o special să o facem în săptămâna următoare.
apropo de discuție în ședință. Și astăzi, de exemplu, am mai discutat și a fost să ne schimbat bun. Care mai clar? Eu nu mai nimic, n-am spus o vorbă de data asta. Dar vă spun o chestie, ai fost în timp corect, foarte bine în corect. Și nu mai domnule, pardon, domnul președinte, te uiteam la jos așa, nu-i vedea, încep să vorbească, nu ai nimic, mai arăt, dar scrieți la bun. Unu, patru, două, trei rani. S-a făcut drumul ăla, ia cu ori. S-a făcut ce a fost un mai nu știu cum, chiar acolo, din porțiunea aia, plouă, iar iar până la drept din Baie Bravo. Știți dumneavoastră, domnul Odicic, dacă a fost acolo, la colțul gardului până în casă acolo, a rămas de făcut. Și a zis că nu poate intra cu asta, că e treaba cu votul puteți intra, da? Ea nu putea să fost piatră, mai mult de piatră... Da, domnule, eu zic că n-a spus, a rămas porțiunea nefăcută, asta v-am spus eu. A rămas porțiunea nefăcută de 200 de metri, 150 de metri, nu 200 de metri, pardon, vorbesc, 50 de metri, 60 de metri. Exact de acolo, din până în casele lor acolo, unde era muncele aia mai mare. Cum e să se ducă copiii din fiecare gospodărie? Ca să ducă la școală. Acolo a rămas. Ok. Așa. Nu știu dacă mă aveți un răspund la ei. E cu stâlp. E așa, domnule, la care, în special asta care cade de acolo. Tot vorbim din astăzi vară, de astăzi toamnă. Adică eu nu chiar din decembrie vorbesc. Și văd că nu știu, nu s-a luat nicio măsură. S-ar putea să cadă în prozăjor. Deci, bun, mi-a spus, am fost acolo, vă puteți duce la familie să vă confirme. Au fost EOR-ul. Mai multe am științat noi EOR-ul. Am primit răspuns pentru a planta stâlpi, pentru a locui stâlpi de lemn cu cei de beton, trebuie să urmeze și niște proceduri, gen proiect, studiu de fezabilitate, proiect, studiu de oportunitate, durează. Da. Deci, acolo au fost. Le-am, și nu schimbă doar stâlpul acela de lângă casă. Schimbă inclusiv amintoate în grădină, se duce spre... Exact, da. Spre biserică. Schimbă, sunt vreo 7 stâlpi. De asta de, mi-a fi bine. Sunt vreo 7 stâlpi de lemn care vor fi schimbați. Problema este în curtea EOR-ului, durează și aia, sunt proceduri, v-am zis. Fine, studiu de fezabilitate, oportunitate, proiect, și o să vină, că nu face delegatul, delegatul o să fie o societate care prestează la servicii. Și a văzut că ne-a pus rețeaua acum, ca să intru pe terenul anul și am accidentat. După pilele acolo, cu un cobor, nu știu cum intră o macara acolo, chiar și după recoltă, după cea lumea de recoltă. Nu știu, dar trebuie și stați acolo, deci de la poasta italiană, ca asta sau cine a cumpărat acum acolo, să vină cu rețeaua pe drum. Sunt și drumul lor de acces unde s-ar putea face un iluminat. Că acolo nu putem face nici lumina. Ei dau o lumină și iarna, copiii iar când vin la școală, cumva să... Sau în timpul nopții ies afară undeva. Nu este un studiu de fezabilitate care vor face și asta și se vor gândi și la o altă soluție de zbuit acolo. Până la aceea trebuie să fie poate la care scadă, a trebuit să fie din ea, să fie o dată el scadă jos și putem să vină să-l pune, nu? Că aproape, dacă cine... S-a aplicat, deci noastră ne-a aplicat vina mie, de fapt, nu am aplicat vina acolo. Am chemat de gază, ne-am dus la fața locului, au constatat problema, am primit mail că încep procedurile pentru rezolvarea situației, mai mult de atât ce putem să facem. Eu nu m-am aruncat de asta. Eu nu sunt de specialitate, eu nu pot să mă duc la de gaz, să-i spun eu lui cum să fac. Nu să vă duceți, că n-am aruncat la dumneavoastră, v-am întrebat ce mai știți cu treaba asta. Asta am răspuns. Bun. Așa. Și... Am mai fost o discuție, tot așa, n-am mai fost la cimitir, că n-am mai avut ocazie, n-am mai vorbit niciun prieten, niciun vecin. Să ducem alea pe balaj pe acolo, că m-am fost ultima dată spre primăvară. M-am stat în mașină, a zis, păi nu știu, v-am întrebat doar atât, nu am spus, mi-a spus. Așa, și-a dat foarte bine, vă mulțumesc frumos și cu asta. Mulțumesc. Da, domnul. Ce să mai auzi despre puntea Roșteanu? Puntea la Roșteanu, tot eu vă răspund. Chiar astăzi a fost domnul Soare în zona, la legătura și cu membrii Bucur și cu toți avem... Acum, dacă am dovorât cei de braț, avem și material să facem puntea, că era vorba de braț. Acum avem și brațul, intervenim cu Roșteanu. Și acum unde pus sunt tuburile alea? Ar fi unde pus un topac? Acolo tuburile, am înțeles că au fost puse la viitură, ele mai multe următează de deci pe capete, pus tubul în capăt, pus prinzele, pe tubul. Cum intra pe... Nu
știu dacă e vorba să prins, aduceți braz atât de lung, să prindă după capăt, pe capăt. Că dacă îi punem mai jos, la prima viitură, că se rățea lucrul când vine, e foarte frumos. Sau pe imediat. Deci ar trebui pus undeva cât mai sus posibil. Da, să încercăm. Ideea este că tuburile astea de 1500 sunt foarte greu de, sunt foarte greu de manipulat și cu macara grea de, de mare tonaj e greu de intrat. Aici ne poate spune domnul. Da, înainte de a merge cu taf de case, cu deci, e foarte greu. Eu știu din ce mi-au povestit cei de la sector că mi-au fost tuburile de la Gherma, tuburile care sunt sub aici. Foarte greu la urmă. Sunt foarte greu. Și așa să le hâri, să le, da, să le dai peste apă și așa cu taful leu. Te le prinzi în șufe și cum l-ai smuls, l-ai stricat. Mai mult l-ai stricat. Da. Da. Și încă una, eu, din câte știți, n-am reușit, din păcate, să ajung la ședința anterioară. A fost concurașii, ce fac? Mai participă cumva să ne... Noi așteptăm. Credem că, până la urmă, părinții își vor dori în continuare să își vadă copiii pe scenă și să-l convingă pe domnul instructor că nu joacă nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră, joacă pentru părintele lui. Să-l vadă îmbrăcat frumos, că face cinste comune. Pentru că am văzut câteva comentarii, toți spun că suntem supărați pe ei că nu vor să facă campanii la Ziua Comunii, dar de fapt nu se poate face. Deci Ziua Comunii, nu? Deci nu este Ziua Comunii. Ce treaba are cu privatul? Este Ziua Comunii. Când am venit aici, toată lumea spunea că avem în comunele alăturate ziua, haideți să facem și noi o Ziua Comunii. Acum, cineva încearcă să ducă în derizoriu Ziua Comunii, și mare păcat că au implicat copiii. Da, păi ideea este când nu s-a putut face cu timpul domnului Apelotis, toată lumea a criticat că nu, la ce așa se face, la noi nu se poate face. Acum când se face și la noi, vezi, Doamne, se face pentru campania electorală. Chiar nu mai înțeleg. Nu știu, eu nu pot să zic. Eu am văzut comentarii pe internet că doamna primară e supărată pe un oraș și cum ea n-a vrut să le accepte condițiile că nu vor să facă campanie electorală. Tot după ziua, spune cineva care să poată de să spună respectat că doamna primară sau eu i-a obligat să facă ceva în numele PNL sau în numele NACI sau în numele PNL. Dacă au fost chemați, au fost chemați la Ziua Eroilor, la Ziua Națională, festivalul, din câte ne-au explicat și domnul Bănaru și doamnă, deci festivalul este separat de Mugurași. Nu trebuie amestecat festivalul cu Mugurași. Noi și acum ne așteptăm. Chiar dacă am modificat programul, nu este nicio problemă dacă Mugurașii doresc să vină la Ziua Comunei, să danseze, să facă ce le place lor, sunt bineveniți. Și nu știu ce are lucru. Nu, domnul Bănaru. Nu când fără domnul Bănaru. Domnul, ascultați. Va cineva întreba, dacă nu vine Bănaru. Păi dacă nu vine domnul Bănaru, automat nici copiii lor să vină. Nici copiii lor să vină. Dar Mugurașii mănăstireni sunt bineveniți la Ziua Comunii, la Zilele Comunii. Nu sunt zilele lui Bănaru. Păi asta ar trebui să înțeleagă că nu reprezintă nici primarul, nici vicele, nici un anumit grup sau o anumită persoană. Reprezintă comuna, totuși. Ar trebui, sau ar trebui să reprezinte comuna, nu? Eu cred că am încercat de toate puterile să facem cumva pace până s-a ajuns la modul acela urât, că Mugureașii joacă când vreau eu. Dacă cineva și-a luat pe persoană fizică, de acum asta e. Dar totuși, mai am o întrebare, nerămurire. Li s-au tăiat ceva din fondurile pe care le primeau? Nu, niciodată. Bani împotrivă. Ce nu este bani de care a spus da. Da, dar de plecate de tare a trebuit să mai plece și când a fost posibilitate și nu a fost. Nu au venit cu niciun document. Pe telefon nu poți să pleci în Italia. Nu-l trimiteam din banii mei de acasă. Îl trimiteam din banii unei
autorități publice locale în care el trebuia să vină un proiect, cu un om de la capăt. Dumneavoastră ați fi dat bani de la Asociația Națională de Cultură, dacă nu aveați documente? Păi, mă, dacă adunarea generală spune că mâna sus, te conformați adunarea generală. Nu, e, dar la primărie nu e ca la societate. Și aici, la Consiliul Local, dacă ridic mâna sus, dați bani. Când nu aveți echipa de nou. Dar nu dai pe baza unor documente? Păi, solicitarea, da. Eu am înțeles că era solicitarea din dânsul. Domnule, nu bun, tu dacă ceri, oricare vine de aici și îți spune, îmi trebuie 25.000. Pe ce de aici? Da, dar ei nu erau oricare, astea. Pe ce dați 25.000? Pe ce ridicați dumneavoastră mâna să dați 25.000? Îți spune că transportul mâine în tale. Păi nu-ți trebuie un document? Nu-ți trebuie o invitație? Nu trebuie să aibă pe la bază ceva? Nu există așa ceva în primărie. Este doar un motiv. Cererea la doamna de la... Dar probabil chiar dacă ești astfel de motiv. Da, așa este. Probabil. Ce? Dar probabil chiar dacă este banii, că se iau al motiv. Că se iau al motiv, așa este. Părerea mea, dacă ei... Într-un an de zile nu s-a mai știut că nu i s-a dat. Deci asta e părerea mea personală. Să vină de un an, din un an de zile. De acum. Pe de asta s-au supărat prin o fază, nu am primit apă, să-i luăm. În condițiile care am discutat, de festival, am vorbit, deci era o treabă hotărâtă între mine și instructorul, da? Să pregătească festival. Și cu o zi înainte de ședință, care eu v-am spus dumneavoastră aici că aprobăm acest program, am primit răspunsul că ansamblurile sunt la PSD și eu mi-asum în fața camerei, da? Și nici o primărie PSD nu trimite ansamblurile la Mănăstirea Cașa. Și am spus, cu asta l-am lucrat. Să-mi dea numele primarilor PSD, pentru că eu conțin primarii PSD, da? Și chiar am relații de colaborare. Că voi vorbi eu. Am vorbit cu viceprimarul de la Argeș, care era foarte contrariat că nu mai poate participa anul acesta la noi, la zilele comune. Despre ce vorbim? Au fost motive. Deci au fost motive. Pur și simplu a implicat la început politicul, după aceea au implicat copiii. Deci părerea mea că există așa... Eu aș vrea să vă mai întreb ceva. Înainte de a apărea scandalul cu apa, ei au venit la dumneavoastră cu cererile astea? Nu. Deci după ce au apărut scandalul cu apa, au venit toate? Toate au venit, da. Ca bumerang. Ba din potrivă, nici nu știam că am dat cineva jos de discuție. Scandalul cu apa a fost când a fost atunci, când Renzi a adus discuția cu cineva, i-a solicitat să dea niște apă. Păi tot așa este. Festivalul trebuia finanțat mai trei. Păi eu asta am întrebat. Deci până când a fost scandalul cu apa, nu a venit nimeni cu nicio solicitare. Deci nu-i ceva dubios, nu-i curios, adică de ce? Păi până la urmă, ședeți, găsiți cele bune răspunsuri că sunteți. Sunt sigur că o să găsesc foarte bune răspunsuri. Stați lenișit. Domnul Aldea și dumneata ai răspunsul. Așa că... Dacă vreți, vă întreba acum. Da. Da, vă spun că... Îl are toată lumea. Domnul Roșu, ia ziți dumneavoastră, dați cum vă spun. Există cumva o dată la care să începe licitația pentru loturile? Mai avem să reglăm și aceste, aceste documente cu OCPI-ul. După care, noi am aprobat, dacă vă aduceți aminte, dar trebuie să o luăm din nou prin Consiliul Local, evaluarea, trebuie să chemăm un evaluator, noi nu putem vinde oricum, vinde, concesiona oricum. Deci va trebui să cerăm, să solicităm un specialist care să ne evalueze loturile și după aceea le scoatem cu procedură de licitație. Deci deocamdată nu există dată. Nu am dată, că n-am terminat cu OCPI-ul. Dar avem foarte multe cereri. O secundă, da. Mai aveți ceva? Nu te la piață. Păi nu era camera, nu, nu. Sau nu era o secundă. Am avut cu asta, cu locurile de la scutare. Eu am fost ca să iau pilotul la fel. Și nu mai bate acum, ci au schimbat cadrarea. Nu mai pot să iau planul de situație. Locul care este, e suprapus peste alte locuri. Deși el este cadrat de gardă, deci n-ar avea de ce. Am fost la tangenta, ei au făcut cadrat.
și îi spun că a venit alt cadastrist care l-a amețit și l-a amestecat. Nu, o rezolvă. Eu am zis la fel. O rezolvă. Notul dumneavoastră este... Da, nu e fel. Este îngrădit. Primul lucru total, îngrădit de peste două lani. Iar nu e drumul de zea. Drumul... Deci, îți trei lucruri. Da, trei lucruri, da. Trei lucruri, da. Nu, deci nu, așa mi-am zis și eu. Nu, sunt de-a valut discuație, dar patra luni de care vă aștept. Patra luni de zi. Discutăm. Da. La urmă. Apropo de Bucuraș. Nu mai lăsă cei cu țitorană, că sunt implicați mulți oameni în toate astea. Și Doamne știe și să știu și ei care sunt implicați. Aici facem exact discuții. Lăsați-le așa, dacă se gândesc în anul acesta, pe ce o să vină? Și o să aflați răspunsul de atunci. Nu știu de ce ar trebui să mai avem discuții. Nu știu toți. Dar deși ceva Facebook-ul e plin acum, să știi. Ăla se bate cu ăla, ăla face, ăla nu face. Are rost. Nu, dar trebuie să lăsăm așa. Să ne simțim bine la telefon. Da, doamne. Vai, vai, vai. Era să scrie acolo? Sau ce? Da. Cine mai este? Eu aș discuții pentru dumneavoastră, a zis ceva de că a scosit acolo la deal. Eram ieri și am de la Ocol la dispensar. Și am de la Ocol, cineva s-a oprit și chiar s-a uitat în față acolo, și s-a bucurat, nu știu ce. Acum nu știam care e situația dumneavoastră, a făcut și a bucurat și a scosit și la dealul Simeon. Am scosit tot cu oricum nu vine, ce să mai... Dar, până la urmă, este sau nu este o Simeon aia de stânga? Că era dat prin ordinul prefectului. Aia care pe ordinul prefectului este robot, e clar, cealaltă este încă litigiu. Da, corect. Dar ar trebui să găsim... Ca să-i lăsăm acolo. Ocazia cu care m-am dus până în spate și m-am uitat o țel după ploile astea, să știți că nu prea sunt urmii lăsate de ploi la vederea dispensarului. Și cred că se încăpățânează să mânca de jos în următoarele 10 ani. Eu aș propune să faceți un demers, un proiect, să reabilitați stădirea aia, din păcat, ea să fie dărâmată. Până nu se cunoaște deci, situația juridică a terenului, nu poți deci, investi nimic. Situația juridică a terenului, terenul, dacă ați avut la un moment dat posibilitatea să aveți un modificat de ordine de prefect, ați avut prefecție dumneavoastră, tot de la PNL, puteați să interveniți când a venit doamna Lungu sau Făcheanu, pe aici la deschiderea anului școlar. Dar dumneavoastră ați fost administrator public al comunei când nu trebuia să scăpați terenurile alea. Să le-ați scăpat terenul. Ați fost și administrator la comunitatea. Am văzut terenul, s-a dat în 1998. Dar cine ar semna acum, după asemenea procese, să nu dea un ordin din prefect? Dar unde dumneavoastră nici măcar nu ați căutat. Doamne ferește, dar veniți cu niște acuzații, cum din... Nu, doamne, eu să vă zic că... Dar ce face în genere în țara asta? A fost dat de ordine de prefect în 1998. Mie nu eram prin primării prefect. Bun. Doar așa că am auzit despre ordine de prefect și am dat deprimat. Dar de ce clădirea aia nu poate fi reabilitată? De ce n-ați reabilitată? În 2016-2020, dar în 2018, eu personal, ca și consilieram să duc o expertiză acestea clădiri. S-a făcut acea expertiză în 2018 și acea expertiză spune că clădirea nu mai poate fi renovată. Deci este o expertiză făcută deja, pe care s-au dat bani. Este o expertiză făcută care spune că clădirea poate să fie și demolată, cum spuneți dumneavoastră, dar în aceeași expertiză spune că și poate fi și reabilitată. Citiți-o mai bine. Iar faptul că această expertiză a trebuit să aibă... Când s-a lucrat la primăria Mădăstea? Expertiza aceea.
arhitectul la care vine zice, măi, tu sunteți bolnav, cum poți să aduci un expert la o asemenea clădire ca jumătate din dărmată? Căminul cultural, din punctul meu de vedere, a arătat super bine, l-am arătat și oamenii mi-au zis, n-ai ce faci, doamnă, cu asemenea clădire. Despre ce vorbim? Și până la urmă scoatine din căminul cultural, nu? Așa. Ce? Acțiunile, activitățile. Activitățile, până vom reuși să găsim fonduri pentru ridicarea unui alt cămin cultural, vom desfășura acolo, având în vedere că ridicăm sala de, se va ridica prin Compania Națională sala de sport la Școala Generală numărul 2, ne va permite acolo, va fi ca o sală de spectacol, ne va permite să facem toate activitățile astea și extrașcolare și asta, sigur va fi bine, va fi o problemă cu nunții. Dar în rest? Părerea mea este că această clădire trebuie să fie a patra sau nu știu câte clădiri care urmează plutării, școală de pești, turmă, nu știu, dispensarul sau școală. Păi, veniți dumneavoastră primar și ori am venit. Eu cred că a trebuit că mai să și fără cum ați făcut drumurile astea, cele două din fondurile primării, să faci ca și o reabilitare, acolo că nu e cine știe, măcar consolidat. Din punctul dumneavoastră de vedere ca și specialist, da, de care specialist sunteți dacă nu vă spun? Doamne, oricum. Am făcut și o construcție și o și eu, da. Da, bine, am să vă... Da, 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 da. Bun. Al doilea, al doilea aș vrea să-i spun lui doamna despre serverile astea aici. Am văzut și eu invitați. 2-3, dacă îi cunosc, restul numii sau, nu știu, numii, nu știu care-i treaba. Dacă nu cunosc unii, sunt, auzeam și eu. Ai fără la Deci contractul încă ne-a realizat. În Bucurat, aș vrea de la din Chișinău, aia cât mai costă. Invitația. A, plăiești 4.000. 4.000 euro. Am știut, nu-i te știu pe internet? Am ca ce vesti tot. Da, încă să verificați. Da. Ăsta la alți care îți mai intru și să faci din mine, să faci din la un mișubi. Așa. Ăsta, nu? Mai intru și la un mișubi. Da. Da. Păi nu, asta vrea să zic. Asta vrea să zic. Românismul. Eu știu, domnul. Dar, oricum ar fi. Dar ce sens are să facem aici? Eu vă pot arăta contractele cu alea. Haideți, de ce vreți să ținem? Nu, doamne, eu am întrebat și de la trecut cât costă invitația asta acolo. Și eu v-am spus că v-am arătat contractele. Nu că știu că nu semnează contractul. Da, n-am semnat contractele. Pentru că suntem în... semnat contractul. Și mă vreau arătat tot contractul. Băieți, ai văzut, dacă pe Facebook se discute și pe el, de 5.000 euro, vântări pentru aia, pentru aia, cum mai nou cu asta de la Pleșu, iar cu construcția acolo, afară. Nu care e problema? Nu, cine greșești, te plătești. Care e problema? Nu, am întrebat să vă știți ceva, n-am și de asta, pentru că... Acolo a fost o terasă acolo și aprobat, mi se pare că un consiliu local l-am aprobat acolo, concesionarea la o terasă. Acum am... Acum nu mai știu pe fi, cu ce perioadă a fost, dacă... Nu mai are concesiune, i-am trimis să fie să... oprească și chiar să demoleze tot ce a făcut acolo. Corect. Asta este. Deci, după la ședință aflăm și tarificul, da? Pentru că vă joacă să-i mai ce vă bine la asta? Bine, da. Mă aveți, da? Mă aveți, da? De când se poate să iei populația pentru de mine? Anunțeți. Vă vom anunța. Deocamdată știți că am aprobat partidul. Acum, de la sutare, o scoateți pentru populația aia? Tot ce am aprobat aici. Ar fi perfect. Da. Tot ce am aprobat aici, se scoate la populație ca să fie cât mai ușor de bună. Și ușor. Și accesibil. Și accesibil, da. Dar eu zic că ar trebui mai devreme, pentru că... Nu ține de noi. Nu ține de noi. Ține de licitat de lucrările pe care le țin cei de la Ocolul Silvii. Cu 5 septembrie, da, la nu, 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 dar nu o să fie așa de tare. Da, nu, ce se poate? 5 septembrie, da, nu, ce-i pentru așa? Nu, ce-i așa? Da, da, după mine. Da, 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 se face și el din timp. Da, 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 da,